Deci filmăm acum în volierele porumbelilor de matcă, generația 2020. Să-și intrăm, sunt ca ouă pe pui. Da. Ăștia sunt... ăștia sunt masculii. Care stau până și femelele pe pui. Da. Arată bine, îmi place. A treia, arată, sunt arată a treia serie de ouă, sau chiar de pui mic. Ce spui? A treia serie de porumbei. Da. Ăștia sunt roșii pe... sunt 1, 2, 3, sunt frați cu campioane europene. Aha. La matcă, ăsta e un capel original, ăla e un Leo Hereman, ăla e un David Madeira. Am o femeie care e tâmpită, fuge de pe o, e Drogba neagră. Aici avem un David Madeira. Ăsta e locul 2 Europa, al lui Cosmin, l-am cumpărat eu la licitație. Aha. Ăla este un porumbel cadou de la Cosmin Dobre, ăla e un Shed Lekens, ăla e roșu. Iar ăla sus e un fiu direct din Janssen, originală, cumpărată de nu știu cine, cu 5 cuta, cu un porumbel original de Van Loon. Cineva care a cumpărat și am... Da. Am, iar femelele sunt altceva, sunt vechii mei porumbei, înțelegi? Da, da, da. Deci ați mers pe combinații de... Da, combinația e evidentă. Asta e mama la locul 5 la Mira. Asta e fică din cei doi campioni ai mei care sunt 168-181. Mm-hmm. Acolo ce aveți gut asta? Unde? Asta din fața noastră. Asta, acolo? Asta, urmând, asta. Aici? Da. Aici este o femeie care este Leo Hermans cu Olimpica, fratea, sora lui campionului Mihăiță. Ăștia chiar îmi dau ăla-i porumbelul, Leo Hermans Rudy Dils. Sunt niște porumbei pe care i-a schimbat Mihăiță, i-a luat și a scos el și acum a scos da. Și eu. Da. Înțelegi. Iar aici, acolo, au o pereche, ăla este porumbelul, unul din porumbei de Bucaciu, care e demifrate cu campionul, stă cu femela. Iar femela este fică din Lucky 77 cu Lucky 85, dar lui Limburg. Super origine. Da, super origine, clară. Și am scos deja, sunt mulți pui mutați, am mutat pui, am mutat ouă, acum am revenit. Înțelegi? Hai să ți-l arăt și pe ăla de Bucaciu, cel mai aproape de campionul, care e deja la 5 ani perechere. Aici sunt... Asta e? Deci tata lui este frate cu tata ăluia, iar mama lui este chiar mama tatălui porumbelului care s-a vândut cu 500.000. E un porumbel care a zburat la Bucaciu și care din întâmplare l-au scos la licitație și l-am cumpărat eu. Foarte frumos. Foarte acum frumos. Are deja ouă cu altă pereche. Aici sus e campionul meu de la Izium, ăla care a luat locul 2, a venit în prima zi. Da, 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 da. Iar roșia este fică din roșu de chip cu o femelă de Duroc de Neburg. Dar e mai frumoasă decât maică, sau maică să e jos. Da. Aici este un porumbel. Ăștia sunt Van Buren. Acolo tot Van Buren. Aici sunt... ăsta e campionul meu, ăla cu 15 din 15. Asta e? Da? Asta. Aha, da, 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 da. Care e Rosens cu ceva capelă și am schimbat din nou femela. Aici e o femelă de Madeira din campioana lui, din Iron Lady, care îmi dă pui foarte bun. La un moment dat mi-a trimis David Madeira vreo 10 sau 12 porumbei, care toți aveau în ei Van de Nabele. Da. Și pui sunt al lui Bucaciuc. Ei, crește unul cu pene albe. Istoria penelor albe este istoria gutului, ăla pe care el a dat cadou și a ieșit campionul Belgiei la viteză. Iar fratele gutului campion la viteză, făcut femeile de Limburg, l-a dat pe ăla campionul la fond. Deci e o poveste mai... Și roșia sus acolo? Roșia de sus este o combinație între Janssen și porumbei de Rothof. Da, da, da. Dar e una care a zburat extraordinar. Îmi dă pui roșu, îmi dă pui roșii, roșii vișină putredă, înțelegi? Ea are 1-1, da, dacă nu mă înșel. Da. 1-1, da. Da. Pe final. Asta a zburat excepțional, ăsta e motivul pentru care stă aici. Așa. A ieșit bine la mână. E bine. De câte ori a schimbat până în 3 până acum? La, ce? La mascul
Câte femele le-ați dat până acum? Păi da, la ăla de Bucaciuc i-am dat vreo 5, la ăla altul de Bucaciuc vreo 4, la ăla Asul Europei i-am dat vreo 4, la ăsta al meu i-am dat vreo 4. Adică, practic și de drept, între timp mai m-am deșteptat. Și le-a tras ouăle, nu? Le-a tras ouăle și le-a mutat. Am mutat ouăle, l-am lăsat 3-4 zile, am băgat altă femeie, l-am băgat o pereche complementară. Da. Și în fel, pentru că m-am deșteptat, așa ce fac, 40-60 de pui, toți aceia, mai bine scot din ăla care mă interesează. Da, să mi-i frați între ei. Dar, bun, asta era o practică de la Carlos, eu n-am prea pus-o în aplicare, dar cred că până la urmă. Ăsta-i tata la campioana Europei, dar acum e femeia, nu? E femeia, asta e fica lui maratonistul, fica lui ăla de la Iziu. Da, da, și da. Tata este tata campioana Europei, care este albastru. Stai că să-l găsesc eu imediat. E albastru cu pamina. Era. Aici, uite, ăsta. Da. Este maratonistul care are mai multe maratoane și care e Van Bruen și părinții lui sunt pe panoul ăla, mama zburată Varșovia, tata de 3 ori Varșovia, el are locul 1 la un maraton aici în diploma. Da. Iar mama ți-o arăt pe moment, mama e desperecheată. Asta e fica lui asta, este fica lui ăsta, care este ăla de la Izium, locul 2. Și cu o femelă tot dintre ai mei, 28-11, nu știu ce. Asta e un fel de femelă Van Bruen 100%. Da. Și aia sunt pui. Am desperecheat pentru că am scos deja, am furat două ouă și am doi pui, înțelegi? Da. Și mai am două ouă care se clocesc, înțelegi? Da. Dar am început să bag porumbei mei. Ăla, de exemplu, e masculul meu. Ăla e 168, care dă porumbei de top. Ăla e 181, masculul meu. Ăsta e maratonistul, masculul meu, înțelegi? Da. Unde mai e? Aici, să văd unde e. Mai e 045. Ăla e fiul lui 045, Mickey Mouse, cu ea sunt zburat la mine. Ăla e undeva pe aici, așa spun. Da. Deci ei sunt cam așa, iar ăștia sunt aia, sunt mai mulți Van Bruen, înțelegi? Care masculii sunt masivi și femelele sunt mai mici, înțelegi? Aici asta e pereche cu portughezul de la David. A, uite, ăla e 0,45. A zburat excepțional și un reproducător extraordinar. Mm-hmm. Deci mama era Mickey Mouse cu Janssen, înțelegi? Da. Ăsta aici, acolo este un porumbel interesant, e Toma lui Constant Rau Sablon, făcut cu o femelă de roc, la care a renunțat la porumbei. Masculul ăla a fost făcut la mine cu 4-5-3 Van Bruen, cu sora lui Nara lui Mihăiță și l-am dat pe ăla. Și ăla e unul din cei mai buni producători ai mei. Fica lui a intrat prima de la Uman la mine, făcut cu ea Nardea. Da, stați bine, stați bine, stați bine și anul ăsta. Da, 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 bun, mai sunt și jos niște super porumbei. Mergem și acolo puțin? Mergem. Asta e mama campioană Europei, da? Da, asta e tata, e albastru cu pană albă. Ea e roșie și este fică din... O să sară jos, că i-am în poză. Pentru că eu nu fac colecție. Deci am vândut părinții ei. Și ăla de Cape și ăla de Van Der Poel. Nu sunt colecționar, pe mine mă interesează ea. Da. De fapt, aș vrea să-i învăț pe oameni că cei care se nasc la ei sunt cei mai buni reproducători, pentru că se nasc pe comune. Că da. Sunt și excepții, hârtie pe hârtie, sunt, da. Frumoasă tare. Da, e frumoasă tare. Au fost vreo, culmea, vreo 6 sau 7 surori și eu am ales-o pe asta. Acum știi cum e și o chestiune de... Eu femeile le arată impecabil. De flair, da, se vede. Da. Super.